Aș începe prin a face câteva mențiuni privind filmul care a avut un box office extraordinar, cel puțin în primul an în Germania a avut 2 milioane de spectatori, ceea ce chiar și pentru Germania este mult, foarte multe premii. Deși nu a intrat în selecția la festivalul de la Berlin, ceea ce i-a pus pe gânduri pe producători, a reușit până a câștiga în cele din urmă chiar și Oscarul pentru film artistic străin în 2007. Regizorul care avea doar 16 ani atunci când zidul Berlinului a căzut a fost acuzat de o parte a publicului că face parte din burghezia vest-germană, născut la Köln, a trăit în mari capitale ale lumii cu studii la Oxford apoi. A fost acuzat că nu a avut o experiență proprie legată de comunism și că astfel filmul său nu este legitimat în niciun fel. Au fost alte voci care au spus că tocmai această lipsă a unei experiențe proprii îl face valid, pentru că filmul este universal valabil, prin mesaj. A făcut o documentare serioasă în arhivele Stasi, a vorbit cu ofițerii Stasi și cu victimele poliției secrete germane, s-a documentat serios. Cu toate acestea, o parte a criticii l-a acuzat că pur și simplu i-a umanizat pe cei din Stasi, că pur și simplu a trădat adevărul istoric în favoarea melodramei, că pentru a face succes de box office a renunțat pur și simplu la adevărul pe care îl meritau victimele poliției secrete est-germane. Am să încep prin a vă întreba, domnule Liceanu, dacă considerați această lectură una viabilă, a umanizării nemeritate a poliției secrete germane, a faptului că i-a eroizat pe unii dintre ei. Adică pe ofițerul de caz, pe capitanul Gerd Wiesler, nu? Excepția de care... Nu o să vă supărați dacă vă spun care a fost impactul filmului atunci când l-am văzut, și l-am văzut în urmă cu ani. Întâmplarea face că eram la Paris în momentul în care a fost lansat pe piața franceză a filmului. Și ceea ce m-a frapat, împărtășind această opinie cu câțiva prieteni din jur, a fost că sălile... a fost nevoia de a comenta, de a explica de ce sălile erau goale. Deci filmul nu a fost un succes de public. În timp ce Lista lui Schindler s-a bucurat de un succes formidabil, publicul occidental nu rezona la partea de dramă a Estului, de tragedie, nu de dramă. Și atunci, primul lucru care mi-a venit în minte a fost că, vorba lui Geremek, câte vreme vom trăi o memorie divizată a istoriei noastre, a Europei, o istorie în care memoria Vestului este întreținută din plin prin scoaterea la lumină permanentă a grozăviilor nazismului, cealaltă față a răului, versantul estic al lui, constituie în continuare un punct de dezinteres pentru vestul Europei. Asta este foarte dureros pentru un spectator de la noi. De ce? Pentru că oamenii, în general, se dovedesc a nu fi interesați decât de lucrurile pe care le-au trăit ei. Puterea a avea empatie este unul dintre cele mai grele lucruri. Este foarte neobișnuit ca la nivel statistic să-ți pui problema dramei altuia. Drept care, ei au fost cu experiența lor, noi cu experiența noastră. Noi nu înțelegem de ce ne întorc spatele memoriei noastre și dramei noastre. Noi nu înțelegem asta, iar
ei nu dau semne că ar dori în continuare să unifice memoria europeană. Ăsta este un lucru grav. Și nu numai că e grav, tot ce se întâmplă rău în fostele țări comuniste în clipa de față este urmarea directă a acestei memorii divizate. Pentru că atâta vreme cât nu vrei să recuperezi imaginea istorică reală pe care ai trăit-o și să vezi care sunt urmările ei teribile pentru istoria actuală, nu vei reuși să scapi din disfuncțiile democrației pe care le trăim toți în Est în clipa de față. Tot ce e rău în România în clipa asta e urmare a faptului că comunismul nu a fost examinat cu minuție și cu atenția istoricului, așa cum a fost examinat nazismul, și atunci toți cei care au fost agenții acestei cumplițenii continuă să umble nonșalant printre noi. Să ne ocupe instituțiile, să dețină funcțiile cheie și să treacă senini și patrioți prin fața noastră. N-am fi ajuns aici dacă cele două memorii erau unificate. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, în marginea filmului, ca spectator al lui, tresărirea cea mai mare, eu personal, am avut-o la o scenă anumită, care nu este neapărat cea mai semnificativă din film, dar pentru mine a fost. Întâmplarea a făcut, grație doamnei Năgâț, am avut acces la dosarul meu dinainte de 90 și am constatat că era un dosar care n-avea nicio justificare să fie atât de gros. Eram, de fapt, un caz alipit. Dosarul era, de fapt, dosarul Noica și pentru că eu eram în preajma lui enorm de mult timp, atunci am devenit obiectiv odată cu el. Nu avea importanță dacă erai cu adevărat un personaj periculos. Nu eram periculos în niciun fel. Eu n-am fost disident. Eram doar un om care încerca să-și păstreze reflexele de normalitate într-o societate anormală. Asta era deja prea mult. Și pe semne că ăsta a fost motivul pentru care am devenit un obiectiv. Devenind obiectiv, am avut parte, când am citit dosarul, de darea deoparte a unui văl care mi-a arătat o imagine înfricoșătoare. Îi mulțumesc, cui vreți dumneavoastră, soartei, destinului, lui Dumnezeu, că nu am știut ce se întâmpla. În ce sens înfricoșătoare? Ei, despre asta vreau să spun. Când deveneai obiectiv, intimitatea ta dispărea cu desăvârșire. Cu desăvârșire. Niciun fragment din ființa ta nu-ți mai aparținea. Totul era știut. Ce făceai în fiecare clipă când ieșai din casă, pentru că erai filat. Filajele durau între 3 și 4 luni sau 2 luni. Se făcea pauză, după o vreme intra iar în filaj. Când erai în casă, erai ascultat secundă de secundă. Ultima notă pe care o făcea cel care asculta în căști era obiectivul și soția au adormit. Dar nu se știa dacă nu se trezeau. Și dacă se trezeau, trebuiau din nou înregistrați. Deci ventuza care se punea pe tine în spațiu intim era totală. Corespondența era deschisă integral. Ce făceai, ce gândeai, se afla prin informatori și prin analiza textelor pe care le publicai. Erau puse sub lupă. Deci deveneai o gâză pusă sub lupa entomologului. Deveneai o broască pe masa de experiențe în atelierul de fiziologie, în laboratorul de fiziologie al securității. Dar nu aveam
îți intrau în casă, oricând nu erai acasă, puteau să intre. Plecai două zile din București, intrau în casă. Plecai în vacanță, intrau oricând. Scena montării aparaturii de ascultare este descrisă în detaliu. Atunci când am citit, nu am avut reprezentarea exactă. Aveam un apartament mic de 55 de metri. Nu mi-am dat seama foarte bine cum arătau 7-8 inși tăbărând în casă și umblându-ți prin baie, dormitor, cearșafuri, sufragerie, pereți, cămare, etc. Și am văzut aici, atunci când am văzut filmul, cum arăta țâșnirea în apartament a unei haite de genul ăsta. Cum tropăiau funcțional, cum își puneau lucrurile, cum ascultau la ușe ca să nu apară cineva inoportun în bloc în clipa aia. Cum retrăgeau, cum chemau toți oamenii din casă, din bloc, în diferite locuri ca să îi lase în pace 4-5 ore cât aveau de făcut treaba. Și când am văzut cum arăta, lucrul ăsta m-a tulburat foarte tare. Gata, am vorbit prea mult. Vom reveni și la carte. M-ar interesa ce lectură ați avut a filmului în două chei. Prima, cea privind umanizarea poate excesivă a unui lucrător al unei poliții secrete. Și al doilea nivel, cât de bine documentat a fost filmul? Vă întreabă dacă ați fost consultantul tehnic al filmului, ce ați fi acceptat și ce nu? Da, o să răspund pe rând. Estetic n-am avut o experiență normală, adică genuină estetică, pentru că am privit filmul cu ochii celui care citește de ani de zile dosare. Am ratat estetic această experiență, adică trebuie să recunosc. Mi s-a părut verosimilă o astfel de poveste? Nu este o întrebare corectă dacă vorbim de o percepție estetică. Percepția estetică nu trebuie să fie verosimilă, nu se bazează pe adevăr, pe realitate. În ficțiune e posibil orice. Eu n-am putut să-l văd ca pe un film de ficțiune, de artă, pentru că l-am comparat întotdeauna mental cu ce știam eu că se făcea aici și mi se părea, unele lucruri mi s-au părut excesiv de romanțate și neplauzibile. Deci, aproape comic de neplauzibile. De exemplu? Păi, nu puteam imagina, de exemplu, un securist care vine acasă după ce stă cu căștile o zi întreagă și se apucă să citească Brecht. Pentru mine asta a fost primul moment comic. Pe urmă, nu mi-am imaginat că ar fi posibil, nu cred că e posibil ca la popota ofițerilor sau în cantina ofițerilor securitate să se facă glume cu Ceaușescu, cum se întâmpla în film, glumele despre Honecker, știți? În documentele securității, numele lui Ceaușescu nu există, este întotdeauna eufemizat. Comandantul suprem, aproape că unele limbaje sunt semi-criptice. Te gândești, dar oare cine o fi marele arhitect? O fi un text masonic? Deci ai momente de-astea hilare. Asta a fost o altă scenă neplauzibilă, din punctul meu de vedere. Poate că la Honecker se permiteau glume, la Ceaușescu nu. O altă chestiune care m-a amuzat, deși nu era comică în esență, este momentul instalării tehnice operative când echipa e surprinsă de o vecină. Asta nu mi-am putut închipui că e posibil în România, pentru că aveau grijă să-i asigure la locul de muncă sau la școală sau unde erau pe vecini. Ideea că te surprinde în grup o vecină și tu o liniștești spunându-i, vezi că dacă spui ceva, mașa... Vecinii erau îndepărtați. Bineînțeles, nu exista niciun vecin. Adică, mi s-a părut o chestie, dacă e documentat filmul, într-adevăr, așa cum spun cronicile, înseamnă că lucrurile erau foarte relaxate. Și ofițerul de caz care preia și funcția ascultătorului. Da, iarăși un lucru care nu e conform cu ce se întâmplă în dosare. Cel care ascultă. Erau secții diferite. Sunt unități diferite, unitatea specială care asigura transcripturile și înregistrările. Nu
nu avea în rândul ei și ofițer de caz de genul celui care face și una și alta, când ascultă, când predă, când citește Brecht, când, în sfârșit, lucrurile sunt puțin amestecate. Din punctul ăsta de vedere, dar repet, artistic e posibil orice, nu e nevoie să fim ca la carte. Ochiul celui care e obișnuit cu realitatea din dosare e deranjat de scenele astea. Poate pentru un spectator occidental n-au nicio miză. Poate nici pentru mine n-ar fi avut vreo miză dacă n-aș fi știut că nu e verosimil. Dar, repet, estetic vorbind, nu trebuie să fie verosimil. E un act artistic filmul și nu trebuie să-l judecăm baleind între realitate și ficțiune. Ori discutăm realitatea, ori discutăm ficțiunea. Dumneavoastră spuneați că lucrurile nu trebuie să se petreacă așa, pentru că un asemenea film are nu numai un cote artistic, ci și unul documentar. Deci în mintea celor care n-au trăit niciodată poveștile de care discutăm noi acum, comunismul poate să arate, sau treaba securității, Stasi, ca în filmul de aici. Vorbesc de memorie. Până la urmă, filmele nu pot repara trecutul istoric. Istoria ar trebui să fie scrisă în manualele de istorie, în cărțile de istorie, să se facă în justiție, acolo unde este cazul. Dar iată că, în acest moment, memoria noastră, atât în est cât și în vest, este confecționată de astfel de filme artistice. Întrebarea este dacă peste 30 de ani astfel de filme nu vor lua locul adevărului istoric, pur și simplu. Astfel de cazuri în care un ofițer devine extrem de empatic față de obiectivul său, este verosimil? Ați întâlnit astfel de cazuri în dosare? Vă spun drept că am în minte doar două exemple de foști ofițeri de securitate care au avut o mică zvâcnire etică, cel puțin față de noi, adică în relația vizibilă cu instituția noastră, cu CNSAS-ul, cineva care a recunoscut că a făcut poliție politică și nu s-a apărat, a venit până la tribunal și a spus, e așa cum scrie în acțiunea CNSAS, nu am nimic de obiectat. Și un al doilea a fost un ofițer care a venit la audier pe vechea lege, acest lucru era posibil, erau invitați să stea de vorbă cu membrii colegiului și a spus că a rezistat 5 ani în securitate, după care s-a pensionat de boală, inventându-și o boală, a găsit un medic care l-a ajutat, părea sincer foarte stânjenit de ce i se citise din dosare de urmărire în care lucrease. De astea sunt două exemple din, cred că se duc cifrele spre 1600-1700 de ofițeri verificați de instituție și trimiși în instanță. Deci sunt excepții. Dacă, eu nu spun că un reviriment moral nu e posibil la personaje care au făcut poate lucruri mult mai cumplite decât sunt în film. Torționare adevărați, oameni din penitenciar. Nu exclud lucrul ăsta, dar nu sunt teolog. Nu pot să judec din perspectiva asta, care este strict etică. Funcțional, Nu m-am lovit vreodată de ceva asemănător. Mi se pare absolut neplauzibil că și dacă ar fi fost o tresărire etică în cel de la căști sau un ofițerul de caz să se ducă și să ascundă o mașină de scris ca să-și apere urmăritul, obiectivul, sincer, e ficțiune pură. N-am nimic similar în minte și nu cred că vreun coleg de-al meu are să mă contrazică. În mod curios, filmul are și un happy end. Nu știu dacă este o concesie făcută rețetelor hollywoodiene. Apropo, al doilea film al regizorului este o superproducție cu Angelina Jolie și Johnny Depp. În mod curios, nimeni nu se aștepta la așa ceva. A fost acuzat că s-a inspirat oarecum din narațiunea listei lui Schindler. Așa se poate explica poate de ce nu a fost selecționat la festivalul de la Berlin, care este un festival cu o agendă politică, să spunem, a luat în schimb Oscarul. Happy end-ul unii l-au explicat, domnul Ilicianu, prin faptul că indivizii puternici pot schimba istoria. Așa a fost cazul acestui capitan Whistler, care iarăși, iată, în acest anonimat teribil, în care a fost exilat până la urmă într-un subsol să desfacă scrisorile, el este cel care a contribuit la căderea zidului Berlinului. Este unul din indivizii anonimi care au putut schimba istoria.
Poate fi aceasta una din cheile de interpretare a filmului? Nu, cred că face parte în continuare din ceea ce doamna Năgâț numea obligația de melodramă pe care o are un film ca să poată trece. Deci a face apropierea, asocieri între istorie și film este pentru publicul care l-a văzut extrem, după capul meu, de nerecomandabil. Iarăși, îmi cer scuze că am evocat ceva dintr-o experiență personală, dar vă rog să mă credeți că nu o fac decât în măsura în care ea îmi dă o grilă de înțelegere a lumii în care am trăit. Nu e vorba de mine. Întâmplător, pentru că îmi cunosc viața și că trăiesc cu mine însumi, fructific ceea ce am cunoscut pe pielea mea. Și vă dau în continuare următorul exemplu. M-am gândit dacă a existat într-adevăr vreun ofițer de securitate care să fi venit la tribunal, nu? Acolo... La Curtea de Apel, deci București, să ne înțelegem. În 2004 a apărut o lege... Nu, legea exista, prima lege exista din 99, ea s-a schimbat radical în 2008, în urma unei decizii a Curții Constituționale, care ne-a declarat neconstituțional și s-a dat o ordonanță de urgență pe care funcționăm și azi. Nu, vreau să spun următorul lucru, că până în 2008, dar nu știu de când a început treaba, până în 2008 a existat posibilitatea de a eticheta un lucrător al securității ca agent al poliției politice. În 2008, această lege a cunoscut modificări și întrucât eticheta agent al poliției politice pe semne că a stârnit indignarea celor care lucraseră în securitate ca agenței poliției politice, li s-a făcut o reverență schimbându-se eticheta în lucrător al securității. Dar în clipa în care dumneavoastră, CNSAS-ul, reușați să demonstrați că întreaga lui activitate fusese una de poliție politică sub eticheta lucrător al securității, această etichetă devenea infamantă public. Și atunci se punea problema dacă cel care suporta această decizie juridică, accepta sau nu eticheta sub care cădea. Nu cred că a existat un caz, afară de cel pe care l-ați numit, în care vreunul dintre ei să fi spus că a făcut altceva decât să fie patriot. Și acum, vă propun să ne întoarcem puțin la patriotismul cu pricina. Lucru gravisim din punctul meu de vedere, care s-a petrecut cu existența serviciilor secrete în aceste țări, în termen generic să le numim pe toate formele securității interne, lucru gravisim a fost că ei nu își urmăreau ca alte servicii secrete din țările democrate pe dușmanii care puneau în pericol securitatea țării, ci proprii cetățeni. Deci ăsta este lucru cel mai teribil, că exista o formațiune militară care urmărea, nu își proteja cetățenii țării, ci îi teroriza și îi hărțuia. Ce se petrecea înăuntru acestui... Cum s-au apărat? În clipa în care ofițerul de caz care s-a ocupat de dosarul Noica și de dosarul meu a fost chemat în fața tribunalului pentru
acuza pe care CNSAS-ul... drepturilor omului, asta este încadrarea, de fapt. Pe care, deci CNSAS-ul a încadrat în lucrător al securității. Care exista și la, și la vremea respectivă, la vremea comiterii delictului. Drepturile omului există odată sub forma drepturilor civile din Constituție, dar deci, există în tratatele internaționale semnate de România. Deci povestea era următoarea. În 2010, când a avut loc procesul CNSAS-ului contra majorului la momentul acela, nu, contra colonelului Pătrulescu, el era major când era ofițerul de caz și lucrase dosarul Noica și al meu, avocatul lui l-a apărat spunând faptele pe care le-a făcut în timpul mandatului lui, în serviciul lui, nu aveau în acel moment caracter delictuos. Minciuna e totală. Constituția României din 1965 spunea că nu ai voie să violezi sub nicio formă domiciliul obiectivului, corespondența lui, telefonul și tot ce v-am înșirat înainte. Toate astea erau considerate încălcări flagrante ale drepturilor omului. Convențiile de care ați vorbit, pe care România le semnase, interziceau formal, cu desăvârșire, călcarea în picioare a intimității unui individ. Deci, iată prima ipocrizie uriașă, prima, cea mare. Acești oameni n-au făcut decât să încalce demnitatea. Demnitatea, care este lucrul cel mai de preț pe care îl are un individ. Și acum, vreau să vă mărturisesc că am venit cu un singur gând în seara asta la această discuție. Anume, să pun accentul pe acest fapt. Ei spun astăzi, n-am făcut nimic, am fost patrioți, nereproșați lucruri care există peste tot în lume și așa mai departe. Eu cred că Hannah Arendt este unul dintre cei mai mari gânditori ai secolului 20. Recent a apărut un volum de interviuri al Hannah Arendt, 3 interviuri, făcute în anii 1964, în care ziariști faimoși germani i-au pus întrebări despre experiența ei de viață în perioada nazismului, pe urmă, după plecarea ei, procesul Eichmann, pe care ea la ce faceți dumneavoastră ca ziariști, l-a prezentat, l-a monitorizat ca ziarist la unul din marile ziare newyorkeze. Și discuția a ajuns la un moment dat în punctul acesta. De ce, după atâția ani de zile, vă preocupă pedepsirea criminalilor care au făcut ce au făcut în Germania în deceniul 4 și 5? Și răspunsul ei m-a inspirat și s-a transformat în faptă în ce mă privește. El sună așa. Dreptatea se înfăptuiește, îi răspunde ea ziaristului care o întreabă, prin două lucruri. Ea trebuie mai întâi să restabilească ordinea care a fost distrusă. Acesta e un proces de vindecare ce nu se poate realiza decât dacă distrugătorii, adică acești oameni, vor fi condamnați. Iar în al doilea aspect, îmi pare că ne privește pe noi evreii. Există la Grotius, citat în spusele judecătorilor, o vorbă care, din păcate, nu prea a fost luată în seamă. E un mare jurist olandez. Anume că ține de cinstea și onoarea celor vătămați sau lezați ca făptașii să fie pedepsiți. Ține de cinstea și onoarea celor vătămați sau lezați ca făptași să fie pedepsiți. Asta nu are nimic de a face cu suferințele îndurate, nu are nimic de a face cu restaurarea binelui. Este pur și simplu o problemă de cinste și onoare. Vedeți, pentru noi, evrei, aceasta e o chestiune decisivă atâta timp cât ne aflăm în Germania. Dacă poporul german e de părere că poate trăi nestingherit alături de criminalii din mijlocul său, atunci acest fapt contravine cinstei și onoarei evreilor.
Mutatis mutandis, am făcut același raționament. Mie mi este egal dacă românii, contemporanii mei, dacă lor le este egal criminalii din securitate, care au reprezentat cea mai cumplită instituție a comunismului în toate țările, continuă să umble nestingheriți printre ei. Dar mie nu mie. Și pentru că nu mi-a fost, și pentru că am nevoie ca demnitatea mea de individ, care a fost călcată în picioare atunci într-un mod înspăimântător și care mi-a luat liniștea că am trăit în felul ăsta, liniștea că am avut o asemenea perioadă în viața mea, am simțit nevoia reparării cinstei și onoarei mele. Și în urmă cu vreo 4-5 ani, după ce mi-am terminat de scris cartea, Dragul meu turnător, l-am dat în judecată pe ofițerul de caz Ioan Pătrulescu, major pe vremea când îmi punea microfoanele și mă urmărea clipă de clipă, devenit colonel în clipa în care a ieșit colonel la pensie. L-am dat în judecată. Pentru motivul ăla, ce credeți că s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru. Avocata a făcut chemarea în judecată, iar avocatul pârâtului a răspuns în felul următor. Clientul meu este foarte în vârstă. Are tumore cerebrale, o metastază tumorală pe creier. Mă îndoiesc că în martie, când are loc prima înfățișare, va mai avea cine să vină. Atunci, etica secularizată creștină din mine a funcționat și mi-am retras acțiunea. Avocata n-a avut prezența de spirit să ceară documentele medicale. Și în urmă cu câteva luni, stând de vorbă cu un alt jurist, ascultând povestea, m-a întrebat, dar n-ați cerut documentele medicale? Nu le-am cerut. Se pare că colonelul Pătrulescu, după vreo 5 ani, metastaze generalizate, e bine mersi. Un miracol. Și eu am rămas așadar cu onoarea nereperată. Și să mai spunem, domnule Liceanu, că unul din turnătorii pe care i-ați identificat prin consultarea dosarului de urmărire informativă în 2006, ați aflat mai târziu că era chiar acționar al editurii Humanitas. Și asta este deja o poveste incredibilă. Fostul redactor, șef al editurii politice, v-a fost coleg, practic, nu? L-ați păstrat în editură și ați aflat... Da, nu, viața e plină de surprize. Așa și acel moment de confruntare în care i-ați spus că știați, cum a fost? Deci a fost alt episod tulburător. Episodul tulburător arată așa, pentru că de atunci, de când am intrat în dosarele dumneavoastră, viața mea s-a schimbat într-un sens bun. Am căpătat o înțelegere. Pentru un om care se ocupă cu filozofia, a înțelege este cuvântul fundamental. Un om care trăiește cu adevărat meseria asta, nu poate să accepte că iese din viață la fel de idiot ca atunci când a intrat. Și atunci... Și atunci, cazna mea, fatală, prin natura meserii, a fost de a înțelege ce am trăit. Un lucru cel mai teribil pe care l-am înțeles, am înțeles într-un final, grație dragului meu turnător, cum se numește cartea, grație dragului meu turnător, am înțeles că rădăcina răului, în ființa umană, este raportul de fabulos care există între interior și exterior. Nu vă speriați că folosesc deodată lucruri criptice. Interior și exterior.
Asta știți ce spune? Că rădăcina răului stă în posibilitatea pe care nu are decât ființa umană pe lumea asta de a practica duplicitatea. Abisul care există în fiecare dintre noi, puterea de a ne camufla, de a ne ascunde intențiile, planurile, proiectele pe care le avem față de cei din jurul nostru, această capacitate e uriașă. Ea este ilustrată la limită de turnători. Înțelegeți ce spun? Da, mă gândeam la film. În film, bineînțeles, totul este într-o cheie melodramatică. Informatorul se aruncă în fața mașinii, o actriță talentată. Aici turnătorul... Nu, aici turnătorul continuare... este... Știți ce am înțeles? Că foarte mulți oameni sunt capabili să dezerteze de la chipul pe care l-a căpătat specia noastră, cel puțin în spiritualitatea occidentală, din clipa în care a apărut codul etic pe lume, sub formă creștină, mai întâi, secularizată, începând din secolul XVIII, că noi suntem unii față de alții semeni. Asta a fost axa absolută a eticii occidentale, europene și a comportamentului omului civilizat pe care în prostia noastră l-am crezut universal. Nu e universal nimic de genul ăsta. Universală e duplicitatea. Nu conștiința că celălalt ți-e seamăn, pentru că dacă ar fi, nu mai putea face răul, pentru că te-ai pune în locul lui. Te-ai gândit că poți să ajungi pe masa de tortură așa cum el te pune pe masa de tortură. Nenorocirea cu acești oameni este că nu-și pun problema nici după decembrie 89, că istoria se poate răsturna și că riști purtându-te neomenește, măcar dintr-un calcul n-ar trebui să o faci. Eu cred că nu au nicio problemă, cred că în acest moment... Deci ticăloșia atinge cote atât de enorme și știi că asta se întâmplă pentru că putem să ne camuflăm perfect. Acest om, care mi-era coleg la Institutul de Filozofie mai mare decât mine, jucam și tenis uneori cu el, ideea că un om care stă în preajmă te poate turna cu răceală și care în clipa în care îl vezi după zeci de ani și spui, cum ai putut să faci asta? Și el îți răspunde, dar eu nu bârfeam, spuneam mai lucruri adevărate. În 1990, pentru că viața e plină de surprize, el era practic cel care conducea editura politică. În clipa în care regimul politic s-a schimbat și bietul ministru al culturii, Andrei Pleșu, a trebuit să schimbe directorii, nu să le dea cadou instituții, atenție, să schimbe directorii unor instituții de stat, Teatrul Național, Muzeul Partidului, care devine Muzeul Țăranului, editura politică, care n-avea cum să rămână editura politică, în clipa în care a numit noi directori la instituții de stat, nu le putea da nimic, că el nu avea. Instituțiile de stat nu se dau. Se privatizează după o vreme, dacă vrei. Așa s-a întâmplat. Ei bine, în clipa în care s-a întâmplat asta, omul care stătea trufaș în biroul editurii politice, unde se editau documente de partid și omagile lui Ceaușescu, s-a pomenit că ajunge într-o structură care era condusă de fostul lui urmărit, turnat, cum să-i spunem, obiectiv, nu, obiectiv era pentru ofițer. Bun, eu nu știam asta și am trăit în bună pace o vreme, mă purtam extrem de politicos cu el, cu toți din editura politică cât au rămas acolo, și după o vreme a plecat și 16 ani mai târziu am aflat cine era. Întrucât privatizarea instituției s-a făcut la circa un an și jumătate, s-a făcut printr-o metodă care îi făcea acționar pe toți.
Așa încât fostul meu turnător a devenit acționar. În fiecare an, în luna iunie, dacă avem profit, atunci el primește dividende în continuare. Cred că dacă s-ar face un film după acest sinopsis, atunci ar fi cu adevărat neverosimil. Mai neverosimil decât ce am văzut. Cam așa arată realitatea. Da. Și realitatea bate filmul, nu? Putem spune că foștii lucrători ai securității au puterea economică. Ei sunt cei care au construit în mare măsură capitalismul astăzi. Au avut grijă să instaleze oameni politici șantajabili în poziții cheie, astfel încât să continue să păstreze și puterea politică. După părerea mea, mai au o singură problemă astăzi. Cum vor rămâne în cărțile de istorie? Am văzut un colonel, șeful unei asociații a cadrelor în rezervă, spunând la o televiziune de știri: nu ne mai spuneți securiști, sună urât, noi am fost patrioți. Cred că asta este singura problemă. Cum vor rămâne în cărțile de istorie? În Germania de Est, din cei 300.000 de ofițeri și informatori ai securității, 6 au ajuns în instanță. Care este situația în România? Păi să încerc să vă răspund la prima întrebare, cum vor rămâne în cărțile de istorie. Din punctul meu de vedere, vor fi în cărțile de istorie foarte asemănător cu imaginea din monitor oficial. Eu asta vreau să sper. În monitor oficial se publică numele, gradele, funcțiile și faptele ofițerilor verificați în baza legii CNSAS și pentru care instanța constată definitiv și revocabil că au încălcat drepturile omului, cu descrierea faptelor, repet. Da, asta nu împiedică să fie oameni de afaceri cheie ai țării. Nu împiedică nimic. Nici este doar, parlamentari. Este doar o constatare, dacă vreți, filozofică, sau dacă vreți etică, sau cum vreți să-i spuneți. Nu împiedică nimic. Nu creează niciun fel de efecte pecuniare sau juridice. Și cine citește monitor oficial? Eu sper că istoricii vor citi monitor oficial. Sau așa îmi place să cred, ca să nu cred, să nu trăiesc cu senzația că mă duc degeaba la serviciu. Să știți că e un lucru care nu poate să dispară de pe lume. În afară de faptul că avem monitor oficial, avem 26 de kilometri de arhivă. Eu nu-mi imaginez că asta se va pierde neant, că va dispărea, că îi se va da foc. Nu cred că mai este posibil acest lucru. S-a pierdut momentul. Prin urmare, orice istoric va trebui să se refere la această realitate crâncenă. Este toată arhiva? Nu este toată arhiva, nici nu știm despre ce vorbim când spunem toată arhiva. Nu avem un bilanț oficial care să spună toată arhiva a avut atâtea milioane de dosare, cote, volume, unități arhivistice și ne numărăm pe ale noastre și vedem care e diferența. Dar gândiți-vă totuși, sunt 26 de kilometri de rafturi. Da? Cea mai mare parte dintre aceste dosare înseamnă dosare penale și dosare de urmărire. Da? De urmărire individuale sau de urmărire de grup. Penalele sunt toate politice, noi nu avem în arhivă penale de drept comun. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că orice istoric va trebui să țină cont de realitatea asta cumplită, care vorbește despre o istorie recentă, mie mi se pare unor că vorbește chiar de prezentul nostru, într-un fel sau altul, nu s-o poate ignora. Indiferent ce eufemisme o să folosim pentru categoria asta profesională, indiferent ce sensibilități foarte psihanalizabile din punctul meu de vedere au acești oameni cu privire la termenul agent lucrător, faptele sunt în monitor oficial, sunt în dosare. Că se închide CNSAS-ul, că se transferă arhiva la arhivele naționale, cum spune legea, și la arhivele naționale citesc istoricii. Eu nu sunt îngrijorată. De dispărut nu va dispărea. Mai greu este să o facem inteligibilă, în mod corect, fără manipulări, fără propaganda politică din jurul subiectului, care este extrem de irritantă. Din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani, se reactivează subiectul securiștii care candidează, care fac, care drept și pe aceea moare. Deci eu nu mă supăr că se reactivează subiectul, mie mi se pare incredibil cum se dezumflă subiectul și cât de ușor este de transferat în alte discuții absolut inutile. Și care este explicația că unele subiecte ajung brusc în presă, în momente cheie, în momente electorale,
de exemplu? La asta trebuie să vă răspundă colegii noastre din presă. CNSAS-ul e acolo de, iată, atâția ani, 19 ani anul ăsta. Arhiva este practic în circuitul civil, în formă de zeci de kilometri de rafturi, da? De atâția ani și lumea poate să verifice ce scrie. Poate să reflecteze înainte să scrie, poate să se documenteze civilizat. Se pot evita manipulările, se pot evita intoxicările. Trebuie să ai puțină bună credință și să te intereseze. Lucru care mi se pare cel mai important și din film, așa romanțios cum este el și puțin distorsionat sau mai mult distorsionat, este însă acea empatie de care vorbea domnul profesor Liceanu, experiența proprie a celui care vede dosarul lui, dosarul părinților, dosarul bunicilor, legea română e foarte generoasă în privința asta. Absolut unic, nu există ceva similar între legile cu care ne putem compara în instituțiile similare. Oricine este curios în mod real și vrea să înțeleagă, n-are nevoie de surogatele din presă, vine și citește și trăiește ce a povestit domnul Liceanu, ceea ce s-a văzut în film, așa cum s-a văzut, trăiește senzația de gâză în borcan sau, cum a povestit o persoană care și-a văzut dosarul la noi la sală, a fost o comparație incredibilă, n-aș fi făcut-o niciodată. A avut următoarea descriere, zice, când am văzut fotografiile cu mine pe stradă, în fel de fel de locuri și pe urmă când am citit redările de tehnică operativă în care toate oftaturile și toate sunetele din casă sunt, am avut senzația că am dormit la o petrecere și cineva m-a violat în somn și eu aflu asta acum. Efectiv, asta a fost comparația și cred că este o comparație foarte corectă. Am văzut la sala de lectură lucruri incredibile, oameni în toată firea, adulți, care nici măcar nu veniseră pentru că aveau vreo curiozitate simplă, omenească, și căutau niște documente, căutau să-și reconstituie un drept de proprietate. Deci nu aveau, un mobil ideologic, să spun așa, o curiozitate din asta motivată politic sau epistemic. Pur și simplu își căutau actele și care au plâns pe dosare, la propriu. Deci este niște experiențe groaznice, credeți-mă. Putem face o estimare din toți, din populația României, cam câți au avut dosar de urmărire? Dosare individuale, dosare individuale sunt în jur de 1,5 milioane. E o aproximare. Dar nu asta este chestiunea. Câți titulari de dosare putem număra? Statisticile astea sunt foarte periculoase. Îți dă impresia că, doamne, numai 10%, nu poți să numere așa. Titularul unui dosar de urmărire are o familie, are prieteni, are... Ăștia toți sunt urmăriți odată cu el. Ați văzut și în film, da? Nu se redau numai dialogurile unuia care vorbește în casă. Se redă tot, nu? În momentul în care îi pui microfoane unui om în dormitor sau îi citești corespondența într-o scrisoare, ai un expeditor și un destinatar, da? Tu ai un titular care poate este doar expeditorul, dar este și viața destinatarului acolo. Nu poți să numere așa. Dosarele de obiectiv, de exemplu, dosarele instituțiilor, să spun foarte simplificat, conțin liste de zeci, sute de persoane pentru care se cer informații, chiar și superficial, da? Dar tot așa, mergem la ce rude are, ce corespondență face cu cine și așa mai departe. Cum putem număra? Nu putem face o distinție între vina ofițerului de securitate și a informatorului. Dar putem afla care sunt resorturile pentru care informatorii au făcut, de exemplu? Informatorii sunt oameni și răspunsul ține de natura umană. Pentru fiecare informator putem să identificăm un răspuns. Nu sunt standard situațiile, nu le pot simplifica. Mie mi se par iarăși niște lucruri foarte periculoase. Unii au fost șantajați, alții au fost păcăliți. Păcăliți, ăsta e cuvântul, ca la o înșelătorie. Gândiți-vă că propunerea de recrutare, în general, este însoțită de un raport al ofițerului care a pus, să zicem, ochii pe tine, simplific și vulgarizez puțin, dar asta este, și care construiește, ce credeți, cum se numește, o legendă. Gândiți-vă la frumusețea cuvântului și la enormitatea situației. Legendarea înseamnă o
poveste ticluită, un cuvânt tehnic, deși el este din vocabularul poetic. Se numește legendarea. Legendarea înseamnă că îți servesc o poveste ca să te atrag să colaborezi și pe urmă nu contează dacă pe mine mă interesează altceva, poate te prinzi, poate nu te prinzi, unii s-au prins și sunt situații, iarăși, incredibile în dosare, oameni care după ce își dau seama că nu e ce li s-a spus inițial, refuză să mai dea informații, alții care fac pe proștii, alții care se mută din oraș ca să scape. E greu de simplificat și e nedrept de simplificat. Nu, nu trebuie simplificat, sincer. E de la caz la caz. Știți că m-am gândit câte mobiluri au existat în cazul celor care deveneau informatori. Doamna Năgâț a spus ceva. Mai exista un mobil psihologic fundamental. Nevoia de putere. Puterea satisfăcută în umbră. Mobilul, pentru că nu era o putere publică. Mobilul turnătorului dumneavoastră l-ați intuit, de exemplu? Erau calcule de oportunism, de aranjare, de avantaje. Deci intrau pe fir. Avantajele, plecări în străină, vize, avansări pe post, pe schema în care funcționa, nevoia de putere, ideea că îți deține destinul din umbră. Asta e foarte interesant. Că se uita la tine cu milă. Zicea, dacă ar ști ce putere am asupra lui, mâine pot să fac cu el ce vreau. Dar să știți că în continuare a ceea ce ați spus, doamna Găț, cu un milion și ceva, cu cei 14.520.000 de ofițeri, cu vreo jumătate de milion de turnători. Asta nu dă o imagine a asigurării infinite a obiectului muncii lor. Dacă acest regim ar fi durat, vă spun fără nicio exagerare, că absolut toată populația unei țări ar fi fost înregimentată într-un fel sau altul în structurile birocratice dosariale ale securității. De ce? Pentru că cuvântul cheie al securității care îi declanșa activitatea și resorturile de funcționare era cuvântul dușman. Dușmanul e un cuvânt fluid. Dușman poți să fii a priori în măsura în care faci parte dintr-o clasă care trebuie exterminată. Și asta s-a întâmplat începând cu 48. S-a numit etapa violentă a luptei de clasă. După 65 a încetat etapa violentă a luptei de clasă, s-a intrat în lupta pașnică. Acolo ce însemna? Că dușmanul era identificat în continuare pe bază de dosar social. Când am intrat la facultate, concuram pe 3 locuri, în timp ce erau 100. Deci ce? Dușmanul era fluid, am spus. Deci nu făcea parte numai dintr-o categorie bine determinată, conturată, social, ci era posibil orice individ care făcea un pas greșit. Niciodată nu știai care sunt regulile de dușmănie. Nu știai ce anume te face să devii dușman. O vorbă, un banc, o neprezență la o ședință, oricând puteai deveni dușman. Lucrul ăsta era esențial pentru ca activitatea lor să poată fi, să aibă combustibil la nesfârșit. Și cum spuneați, un obiectiv luat, antrena după el o grămadă întreagă. În felul ăsta se păstra obiectul muncii, ceea ce era esențial. Însă, lucru cel mai important este că dușmanul fluidizat în felul ăsta, ah, Dumnezeule, îmi pierd gândul. Dușmanul fluidizat. Interesant, da. Ce urmează? Nici măcar domnul Troncotă nu știe ce urmează. Da. Da. Nu, e stupid. Dar spuneți-mi, domnule Liceanu, aceste reflexe credeți că au dispărut ale turnătorului în societatea de astăzi? E adevărat că generațiile s-au mai schimbat, dar credeți că o parte din rău care ne gâdilă și ne cutremură poate fi explicat astfel?
putem încărca pe umerii securiștilor și informatorilor toată această vinovăție? Sau o putem explica astfel? Da, era un brațul lung. Aici era o complicitate între activul de partid și securitate. Securitatea, Staziu, etc., celelalte servicii, lucrau sub conducerea directă a activului de partid. Lucrul ăsta a încetat în Rusia. Deci în clipa în care în Rusia KGB-ul a ajuns la putere, s-a petrecut o premieră formidabilă. N-a mai avut nevoie să asculte de comanda altcuiva. Activistul a fost absorbit sau dizolvat în masa securiștilor. Imaginați-vă, iată cum arată un stat care are puterea să organizeze cu bugetul întregii țări orice tip de operațiune. Da, mi-am adus aminte, din fericire, că albinter îmi murea un neuron, după cum știți, dacă uiți ceva, mi-am adus aminte ce vroiam să spun. Spectacolul pe care l-am trăit noi istoric frizează o fișă clinică de nebunie la scara unei întregi societăți. Pentru că felul în care se organiza sau se declanșa urmărirea era de un absurd total. În primul rând, cum vă spuneam, eu eram nei ca nimeni. Nu scriam scrisori la Europa Liberă, nu scriam scrisori lui Ceaușescu. Dar v-au ghicit bine potențialul. Nu, a fost mai mult, vă spuneam. Trăiam cu iluzia că pot să mă port normal, să-mi păstrez apucăturile de a spune ce-mi trece prin cap sau mai știu eu ce. Prostioare de genul ăsta. Ori, pe un asemenea personaj, care era un nenorocit de cercetător 3 la un institut al Academiei, știți câți oameni trebuiau să lucreze în jurul tău? Adică al meu, care eram, cum vă spuneam, nei ca nimeni, 40 de inși. 40 de inși cu lefuri mari. Dacă faci socoteala, cum am făcut-o, doamnă, la un moment dat, a tuturor compartimentelor din securitate care erau mobilizate în partea tehnică, în ascultare, în filare, în urmărirea corespondenței, în transcrierea benzilor și mai departe, se ajungea la acest număr. În al doilea lucru, vă spuneam de o fișă clinică de nebuni la scara unei societăți. Știți ce scrie în notele de filaj? Obiectivul a ieșit din casă la ora 8:43 de minute. A mers pe străduța XYZ, a intrat în magazinul de pâine de pe strada Traian Colț cu și a ieșit cu o jumătate de franzelă. La ora 8:52 a intrat în casă. Obiectivul a ieșit din casă la ora X, a cumpărat dero, țigări și pătrunjel. Nota se încheie. La ora 7 seara, filajul se ridică. Deci oamenii aia stăteau într-o mașină la colțul străzii, 4 inși, ca să vadă cum cumperi dero, pâine și așa mai departe. Că nu făceam nimica. Ce Dumnezeu să faci? Bun, atunci de ce erai agățat? Vă dau un exemplu al nebunii în continuare în care am trăit. La un moment dat în dosar, informatorul principal, erau mai mulți colegi, scrie, nu dorește să se înscrie în realitățile societății noastre. Lucrarea lui de plan este traducerea ultimului comentator aristotelic din secolul V. Se refugiază în trecut, evadează. Deci faptul că eu traduceam în premieră un comentator aristotelic nu era un prilej de mândrie pentru institutul în care trăiam și nici pentru cultura română. Era inedit total. Deci era o premieră. Nu, ăla era un motiv ca să fii decretat dușman. Dacă te ocupai de ceva, deci la un moment dat m-am întors, turnătorul, dragul meu turnător, era redactorul șeraf revistei de filozofie. Mă duc la el în 1971, când apar tezele din iulie. Și spun,
am tradus scrisoare pentru umanism, scrisoare despre umanism al lui Heidegger. Ar fi o premieră. Știți, un text important, în plus, nu ridică nicio problemă. Și el zice, asta ne arde nou acum, de asta ne arde, mai bine dă un text despre tezele din iulie. În clipa aia, iarăși erai trecut la dușmani, că în loc să te ocupi de tezele din iulie, te ocupai de un moment cultural. Totul se petrecea așa. Totul. De la precaritatea cumpărării pătrunjelului până la faptul că te ocupi în secolul 20 în România comunistă de un comentator al lui Aristotel. Ori oamenii, 99%, doamnă, nu făceau lucruri de genul trecerea frontierei, ca și cum, și asta era o crimă, nu? Toată securitatea stătea întoarsă cu armele către noi să nu ieșim cumva afară. Bun, deci de aici vă spuneam senzația de clinică, de nebuni. O să ne apropiem de final și să luăm întrebări din sală. O întrebare finală, doamna Lagâț. De fapt, două și o alegeți pe care doriți. Prima ar fi, cum vă explicați reabilitarea lui Iulian Vlad, generalul Iulian Vlad, ultimul șef al securității, și dacă există un model de asanare a unei societăți foste comuniste în vreun fel, prin lustrație, prin deschiderea arhivelor, a tuturor arhivelor, ajungerea în instanța celor vinovați, nu știu, există astfel de exemple? Când ați spus reabilitare, am trăsărit așa în interior, m-am gândit că s-a produs vreo reabilitare în instanță și eu nu știu. E o reabilitare publicistică. Asta contează, da. Până la urmă. Monitorul oficial... Mi-o explic la unele minți prin complicități și, mă rog, oarecum nostalgie. Au lucrat împreună, au făcut ce au făcut împreună. E normal să-l vorbească de bine, pentru că altfel s-ar vorbi de rău și pe ei înșiși. Mă deranjează însă cel mai tare faptul că discuțiile de genul ăsta, care ar trebui să fie raționale, adică să se discute fapte și pe urmă să avem interpretarea, nu ajung niciodată să avanseze în profunzime. Avem abordarea jurnalistică, un necrolog, 2, 3, 10, niște studii împotriva lui Vlad, niște studii care le logiază pe Vlad, dar ar trebui să discutăm cel mai mult despre victimele lui Vlad. Adică aș vrea să discutăm despre amărâții, necunoscuții, anonimii, nei ca nimeni, care au dosare pe rafturile alea din Popejle Orden. Eu despre asta aș vrea să vorbesc. Până când nu o să avansăm cu discuția la aceste realități, o să avem o abordare propagandistică de o parte sau de alta, dintr-o tabără sau dintr-alta, dar nu una rațională și nici măcar una decentă din punct de vedere etic. Normal ar fi să se audă și vocea lor acolo, cumva. Sunt necunoscuți, nu vorbim despre celebrități. Dar omul ăsta a condus securitatea și securitatea a produs ce este în Popejle Ordeni. Ăștia toți erau dușmanii poporului. Pe vremea când Vlad conducea securitatea, și nu numai el, se recrutau minori. Un serviciu secret care recrutează minori pe bandă. Deci au normă la recrutare de minori, copii de 14 ani, 15 ani, puși să semneze angajamente. Asta este muncă 10, de informații. 10.000 pe an. Am văzut și cifre de genul ăsta. Da, deci sunt încă o dată 10.000 de copii, elevi, recrutați. Asta este munca de informații. Eu vreau să vorbim despre asta când vorbim despre Vlad. Între altele, putem să dăm și alte important exemple. Important de spus, doamnă, în vremea lui Gheorghe Udeș, care a fost un criminal mai înalt decât Ceaușescu, da, depinde în planul fizic. În alt fizic, asta vreți să în spuneți. În plan fizic. Nu putem să cântărim cu toate urmările gesturilor lor. Calculul ăsta e greu de făcut. Dar securitatea din vremea lui Gheorghe Udeș nu recruta minori cu normă. Chestia asta a început, cred, în anii 70 și ceva, 80. Da, în orice caz, în 80 era sport de masă. Asta primeau normă de recrutare a unor copii de 16 ani. Se făcea portretul psihologic al copilului care poate fi recrutat. Să nu aibă ambii părinți, de pildă. Ca să poată fi influențat. Dacă n-avea tată, atunci îi devenea ofițerul tată. Și așa mai departe. Nu? Pe Calea Victoriei, poate știți că stăteau
orfelinii lui Ceaușescu? Da, eu despre ăia de pe Calea Victoriei nu știu, dar știu despre cei din județele țării care au dosarele, au fișele de colaboratori și repețând cu miile. În Popeșle Orden le-am văzut, m-am îngrozit, ne îngrozim toți, nu avem ce să facem, legea nu ne permite să-i trimitem în instanță din oficiu, nu mai există această posibilitate, e complicată procedura. Dar te întrebi, bun, când vrei să ți se spună altceva decât securist, ce facem cu astea? Putem să discutăm despre adulți oricât, toți erau dușmani, toți erau suspecți, tot munca de prevenție, dar te duci până la minori, lucru care este absolut revoltător, oricum l-ai lua, cum l-ai privi și cum l-ai circumstanția, nu poți să justifici așa ceva, este absolut aberant. Oricine este părinte înțelege ce îi spun, ce spun acum. Cum ar fi să vezi, să știi acum că un serviciu secret la copilul tău în cancelarie, la școală și îl pune să semneze cu nume conspirativ un angajament? Este de necomentat și suman, pur și simplu. Da, mulțumesc. Aveți microfonul, vă rog. Da, vine. Bună seara, în numele meu este Viorel Înghilescu. Lăsând la o parte frumusețea filmului care l-am văzut și modul în care ți se intra în casă, se montau microfoane, camere de filmat, chestii care acum nu mai e nevoie, deoarece există o tehnologie care o bași tu singur în casă. În momentul în care ți se făcea un dosar de către securitate, să țin în minte că nu toți se sinucideau și nu toți aveau noroc, majoritatea erau judecați și condamnați, adică mai trecea și pe la procuror și pe la judecător, deci e mai complexă această problemă cu modul în care erau pedepsiți cei care nu corespundeau sistemului. Pe o scară de la 1 la 10, cât credeți că s-a schimbat de atunci? Acolo în Germania sau felul în care lucrează serviciile de informații? Păi nu știu dacă sunt persoanele calificate să vă răspundă aici pe scenă. Poate să fie cineva, da. Trăim într-o țară democratică, membru al UE, deci mai... nu știu... Da, vă rog. Și microfonul, vă rog, să audă toată lumea. Știți că am 3 volume despre istoria securității. Se numește așa, Torționarii, perioada 48-64 a istoriei securității și Duplicitarii. Mi-a plăcut foarte mult la domnul Liceanu că a adus aminte de ceea ce înseamnă, sigur, din punct de vedere filozofic, ideea aceasta în care, sau mentalul mai bine zis, în care am trăit noi români într-o anumită epocă istorică, da, în duplicitate. Numai că eu am găsit aceste lucruri atestate de documentele securității. Așa. Și i-am numit pe ei duplicitari pentru că erau duplicitari. Apropo de Vlad, știți că ultima carte despre ea am scris-o, Prăbușirea mitului securității, adevăruri ascunse despre William Vlad, unde acolo demonstrez că el a trădat cu propriile lui cuvinte și expresii și care coincid cu atestări documentare. Deci aici, din punctul meu de vedere, ca istoric, e de necontestat. Domnule Troncu, dacă ce vreau să vă vreți dumneavoastră să puneți întrebare, vă pun eu întrebare. Da, vă rog. Spuneți-mi cum vă explicați faptul că astăzi foștii lucrători ai securității, să le spunem așa în continuare, așa sunt le spuneți, și, mai prezenți, și mai prezenți decât în anii trecuți, pe micile ecrane. Deci, cum vă explicați? Nu mai există niciun fost securist, cum îi ziceți dumneavoastră, sau eu îi zic lucrător de securitate și chiar o invit pe doamna Năgât să reflecteze foarte bine, așa spun metodologiile de lucru ale instituției. Ei vorbesc despre lucrător de securitate, aparat de securitate. Da? Nu vorbesc de securiști. De securiști vorbește domnul Ciuvică și se referă la securiștii de astăzi din serviciile SRI și SIE, care e cu totul altceva.
nu mai există în SIE și în SRI ofițeri ai fostei securități. Haideți să fim serioși. Au ieșit la pensie ultimii prin 2009-2010. Mă rog. 2005, da, cei mai mulți. Eu am ieșit în 2009, de-aia vă spun. Da, da. Pe dumneavoastră v-am încadrat în altă categorie. Da. Păi nu, că ei nu mă recunosc pe mine ca lucrător de securitate. Îi spun, domne, lucrătorii de securitate... Nu sunteți recunoscut de ei? Nu. Nu, că n-a fost în operativ când s-a fost la arhivă. Pentru că au și chiar m-au jignit. Domne, nu ești camaradul nostru... Pentru că tu ai lucrat la arhivă, eu am numai 10 ani, dumneavoastră vă felicit și vă urez mai mult, aveți deja 18 ani depășit, da? Așa, pentru că n-am recrutat niciun informator și n-am deschis niciun dosar de urmărire informativă. Dar altceva vreau să vă spun. Nu e nicio problemă, eu pot să fac treaba de istoric și fără să mă recunosc că ei, că nu, dar mulți mă recunosc. Și o să vedeți o mare surpriză care vă fac acum. Iau, scriu o carte despre unitatea S1A, care i-a urmărit pe ofițerii de securitate. Și aveți și o întrebare? Da. Deci, legat, spuneți-mi și mie, câți cetățeni români urmăriți de securitate după 1967, da, au intrat în pușcărie? Deci, în afară de cazul Ursu și mai sunt câteva cazuri, restul, nimeni. Astăzi, în regimul democratic despre care vorbea domnul Liceanu, avem mult mai mulți băgați la pușcărie, nevinovați și tribunalul îi dă, n-a existat fapt. Vă rog, ați spus întrebarea, da, dumneavoastră. Mulțumesc. Da. Nu, glumiți, trebuiau să intre neapărat în pușcărie ca să se contureze un rău general al societății. Cum adică când mii și mii de oameni erau, a căror intimitate era călcată în picioare în felul ăsta, ale căror destine se frângeau în alte variante? Cum puteți să spuneți cât cetățeni? N-a fost Brașovul? Cum deodată stabilim că securitatea lui Ceaușescu era drăguță și bună? Asta sugerați? Pentru că nu închidea oameni pe bandă? Ca în 48 și în 60... Deci, cum comparați? Arestările de astăzi se fac pe criterii politice? Se fac pe corupție, pe cu totul altceva. Ce, pur și simplu, mi se pare un sofism ce faceți. Eu aș vrea să numărăm, mie în orice caz mi-ar fi mai ușor să număr, poate mi-ar fi mai ușor să număr oamenii cărora știm precis că li s-au încălcat drepturile. Fiecare dosar de urmărire care este deschis acolo în arhiva aia uriașă, din motive politice, este o dovadă a încălcării unor drepturi civile simple, elementare. Dacă ar fi fost de siguranță națională, adică ar fi fost un risc real pentru comunitate, dosarele alea nu ajungeau la CNSAS prin lege. Toate dosarele care privesc riscuri reale de siguranță națională sunt clasificate în continuare. Deci tot ce vedem acolo pe kilometrii aia de rafturi sunt oameni cu drepturi civile încălcate. În primul rând, dreptul la viață privată. Am văzut în film ce înseamnă asta. Dacă este să reiau o formulă a unui scriitor care și-a văzut dosarul, domnul Tudoran, 18 volume, dosar de urmărire, a spus că, domne, când ți-a dispărut viața privată, ți-a dispărut viața, nu mai ai viață. Nu există viață fără viață privată. Trebuie să existe un spațiu al tău, un loc al tău, o viață a ta de care alții nu au dreptul să se atingă. Ori, cel puțin, viața privată este încălcată în absolut orice dosar de urmărire din acea arhivă. Și e... Domnul Troncote, eu nu am competența să vă răspund. Astăzi sunt procese politice. Nu spuneți-mi dacă arestările se fac pe criterii politice. Poate știți dumneavoastră mai mult. Eu știu că toate arestările se fac pe cazuri de corupție, de furt, de... Vă rog frumos, putem trece la o altă întrebare ca să... ușurăm dialogul cu sala. Aș vrea să pun o întrebare un pic legată de societatea de astăzi.
văzând acest film făcut de către un german despre Stasi, despre Germania, implicit ne punem întrebarea dacă de ce cinematografia românească sau cinefilii români au făcut un asemenea film despre securitatea românească și dacă acest rău sau absență de conștientizare este semnificativ pentru societatea de astăzi în România. Eu cred că s-au făcut, cel puțin Lucian Pitilie a produs câteva filme. Nu chiar în maniera în care s-a făcut... Asta e un film de Oscar, totuși. Și tocmai asta am încercat să înțelegem la începutul discuției noastre, dacă ce am văzut împreună a fost adevăr istoric sau un adevăr romanțat. Domnul Anacheț a spus foarte clar că nu poate să fie un adevăr istoric, este o operă ficțională, estetică, exact, subiectivă, dar din care noi putem trage anumite semnificații istorice. Alexandru Solomon a făcut un documentar cu interviuri cu... Filme documentare s-au mai făcut. Alexandru Solomon a făcut chiar două. Cu lucrători ai securității. Capitalism, rețeta secretă și Război pe calea undelor. Există valorificări artistice ale acestei experiențe, dar nu atât de spectaculoase cum a fost filmul german. Sunt cărți, cărți nu de scrise de istorici, sunt memorialistică mai mult, chiar unele foarte reușite, nu o să dau exemplu dragul meu turnător, dar sunt scriitori care au publicat în urma experienței de lectura dosarului Bujor Nedelcovici, Dorin Tudoran, mai sunt și alții, poate nu vin mie în minte acum, dar e adevărat că o asemenea producție, oricât de înșelătoare și de ficțional ar fi, sigur că ar fi ispititoare dacă s-ar încumeta cineva să o facă. Hawaii este un film, o coproducție româno-spaniolă, dacă nu mă înșel, iarăși o mică, o dramoletă inspirată din epoca aceea de gloria securității, dar nu se poate compara cu filmul ăsta. Nu știu ce să vă spun. De ce există sau nu există un interes artistic mai pronunțat pentru realitatea din dosare și din trecutul comunist. Bună seara! Ce ne facem dacă, as we speak, ca să zic așa, lucrurile iau din nou razna în această țară? Grea întrebare. Sincer, grea întrebare. Nu știu, eu n-am niciun răspuns. În afară de reactivitatea individuală, nu văd o soluție de grup. Nu pot să sugerez nimănui nicio cale de salvare alta decât aceea de a ține cont că ai câștigat ceva, măcar sub forma unor drepturi care există, chiar și când sunt încălcate, există, pentru că ai cale de atac, domnul Troncotă. Ai posibilitatea să te adresezi unei alte instanțe, ai apărător, ai avocat. Nu ești cu soluția în plic, cum se întâmpla chiar și în anii 80 și în asta știți foarte bine lucrul ăsta. Deci sunt niște drepturi, niște bunuri câștigate. Că suntem mai mult sau mai puțin conștienți de ele, asta e o problemă pe care fiecare și-o rezolvă cum știe. Trebuie să ținem cont că avem un pașaport, că avem niște... S-a pus dispare de pe zi. Poate să dispară, da. Nu v-aș răspunde așa. Salvarea individuală, n-am rețetă corectivă. Temerea dumneavoastră e valabilă în condițiile unei catastrofe istorice. Așa cum a fost, de pildă, ocuparea țărilor din Est după al doilea război mondial. Deci sigur că da, te poți trezi a doua zi dimineață în alt context istoric. Dar al minteri, dacă lucrurile se rezumă la ceea ce se petrece cu noi singuri în interiorul țării, reactivitatea nu mai e individuală. Ceea ce fac magistrații în clipa de față nu e o reactivitate individuală. Felul în care societatea civilă începe să existe și să funcționeze pe un fundal juridic de alt tip nu poate fi demontat de pe o zi pe alta chiar prin ordonanțe de urgență și tot restul. Sigur că da, e un decalaj enorm între masa statistică a cetățenilor, care sunt dincolo de politică sau dincoace și care nu au o obligativitate a meseriei de cetățean, n-au conștientizat-o, și oameni care își pun problema că nu mai vor să trăiască cum a fost atunci. Vă rog. Bună seara!
Răul este consubstanțial naturii umane. În același timp, empatia pe care, de care spuneați că nu ar fi, îmi pare totuși faptul de a te identifica unei alte ființe umane, pare ceva natural, atât prin educație, cât și prin identificarea cu cei din apropiați. Ce face totuși ca răul să fie atât de puternic în pofida educației și atât de masiv? Ați dezvăluit un pic funcționarea modului de gândire al celor din interiorul securității sau stazii. Cum din punct de vedere psihologic sau de psihologie socială, cum se poate admite acest lucru și ce se poate face ca acest lucru să nu devină atât de masiv? Să nu treacă de la individ la comunitate. Mulțumesc! Eu am să spun ce. Eu cred că trebuie să îți cultivi memoria propriei tale rezistențe uneori. E mai ușor pentru cei care au trecut prin epoca aia și mai greu pentru cei care n-au cunoscut-o. Aici intervine rolul manualului, a școlii, a artei, al artei. Dacă încerci să nu uiți prin ce ai trecut, ce ai avut de învățat din asta, ce ai câștigat din răul pe care l-ai trăit, atunci memoria nu mai este scindată, nici morala ta nu mai este șchioapă și te recuperezi, mă gândesc. Eu nu vreau să iau scenariul întoarcerii la comunism în serios în profunzimea mea, adică mintea îl acceptă ca ipoteză, dar interior îmi dau seama că dacă aș fi pusă într-o asemenea situație, ar trebui să-mi reamintesc tot ce am aflat între timp și tot ce inuce conține elementele salvării, ca să spun așa, anticorpii. Faptul că am aflat că am niște drepturi și că nimeni nu poate să treacă peste ele, nicio instituție a statului, nimeni. Că uniforma nu înseamnă ultimul cuvânt al societății în raport cu mine, uniforma nu reprezintă țara întotdeauna, că uniforma nu este cel mai convingător argument între, în relația dintre doi oameni, un civil și un... Da? Facem să fie, dacă e nevoie. Sunt elemente de sprijin mental pe care nu le poți pierde. Eu sper că toate aceste copii din dosare care pleacă în fiecare an din CNSAS spre 1.000.000 de pagini, cu mici diferențe de la unul la altul, sunt așa ca niște... ca doze de vaccin, dacă vreți, în sens homeopatic. Da? Creează niște anticorpi. Oamenii au aflat cât de cumplit a fost. Unii n-au trăit pe pielea lor, unii au trăit, dar nu știau, cum a fost cazul domnului Liceanu, că n-a avut habar ce se întâmplă în casa dumnealui în lipsă. Și au dat seama cine sunt ei ca indivizi și că individul prețuiește întotdeauna mai mult decât orice idee abstractă de colectivitate posibilă, livrată politic sau nu. Există un răspuns mai simplu. Ați întrebat de ce răul e mai consistent, mai vizibil. Pentru că e mai spectaculos. Eu nu cred că cineva poate să măsoare dacă polul răului e mai mare decât polul binelui într-o comunitate. Și noi când privim istoria speciei umane, o privim pe linia evenimentelor sângeroase, a grozăviilor. Și atunci, sigur că da, spectacolul speciei noastre este înspăimântător. Dar nu rezultă de nicăieri că în clipa de față în România există mai mulți oameni răi decât buni, ca să simplificăm limbajul. Rău, repet, e mai spectaculos, e mai important și pentru televiziuni, și pentru presă, pentru bârfă, pentru tot. Lumea se strânge în jurul unui accidentat. Nu se strânge în jurul unui om care face o faptă bună. Dar există din ce în ce mai multe exemple de acest tip. Mă întreb dacă nu cumva la un moment dat funcțiile statului, care sunt în clipa de față neglijate în atâtea direcții, școli, spitale și celelalte, nu încep să fie preluate de inițiativele particulare. E celebru cazul Spitalului de Oncologie pentru Copii, nu? Făcut de două doamne, nu? La inițiativa a două ființe,
neajutorate complet la început, nu? Și acum lucru se pune pe picioare. Ați văzut, nu știu câți dintre noastre, zilele trecute s-a lansat un videoclip cu un om de afaceri din Suceava care a făcut un metru de autostradă. Asta spune mult. La un moment dat nu mai aștepți totul de la, ci începi să te reorganizezi. Speranța e ca binele se poate organiza. Răul se organizează mai bine, mai ușor. Binele e mai firav și mai individual. Se face prin fapte discrete. Putem discuta mult pe tema asta, da. E târziu. Da, să amintim apropo de negaționaliști, cum spunea o persoană importantă, că, apropo de memorie, un senator pe care îl vedem tot timpul la televizor spunea care e Elisabeta Aliza, care rezistență din munți. Erau oameni plătiți de CIA. Aia n-au fost patrioți. E un senator care, mă rog... Cinismul și obrăznicia, să știți că n-au nici graniță, nici carnă de partid. Și incredibil. Asta tot. Peste 10 ani vor rescrie cărțile de istorie. Mă mir că au acceptat să revină asupra deciziei manualului unic de istorie, de română și așa mai departe. Acum îmi explic de ce au insistat să existe un astfel de manual unic, dincolo de rațiunile financiare. Cele 25 de milioane de euro cât era piața. Da. Vă mulțumim. O ultimă întrebare. Vă rog. Mulțumesc. Merg înapoi la prima parte a discuției, când spuneați că este divizată memoria Europei între memoria vestului și cea estului. Cine e de vină pentru absența sensibilității vestului față de trauma prin care a trecut estul? Sunt ei de vină pentru că sunt indiferenți pentru că nu au trăit-o? Sau suntem noi de vină pentru că nu ne-am făcut curat în primul rând în memoria noastră și implicit le oferim ceva mai mult sau mai puțin credibil? Dar nu puteam să o facem fără ei. Atunci când Havel a încercat în 2004 sau când să pună pe tapetul Europei un proces al comunismului, nu s-a acceptat acest lucru. Gândiți-vă cât de mulți dintre intelectualii din vest au fost complici la povestea cu pricina. Au trecut prin toate fazele unei orori pe care nu o cunoscuseră. Erau, la un moment dat, au fost leniniști, staliniști, maoiști, castriști. Au trecut prin toate distracțiile de salon din arondismentul 6 din Paris. Discutau despre binefacerile comunismului pe care nu-l cunoșteau. E greu să-i convingi cu memoria complicităților să marșeze la un asemenea lucru, pentru că au totuși posturi cheie în deciziile Uniunii Europene. Iar, cum se numește, comunismul se bucură în continuare de prezumția idealului. E foarte greu să convingi oamenii că o intenție nu are nicio legătură cu urmările criminale ale ei. Dar n-a fost o complicitate și la prăbușirea comunismului? Eu nu sunt, nu mă pricep în scenarii de astea. Aveți un răspuns? Un răspuns, nu-i frumos să răspuns printr-o întrebare, dar dacă noi încă nu știm cine a fost Elisabeta Aliza și spunem că a fost agenția ei, nu putem să arătăm vestul cu degetul, că nu înțelege ce s-a întâmplat aici. Întâi trebuie să ne... A fost un comentariu, dar el exprimă o atitudine, domnul Troncotă. Este un comentariu individual pe care îl mai vezi în diverse reformulări și pe site-urile oficiale ale unor partide din România care spun că cei plimbați astăzi pe la DNA sunt tot una cu victimele comunismului. Despre asta este vorba. Deci până nu ne clarificăm noi față de propria istorie și nu înțelegem ce s-a întâmplat și edulcorăm lucrurile și le stompăm granițele între bine și rău, nu putem să acuzăm pe nimeni că e orb și surd la suferința din Est. Întâi trebuie să lămurim lucrurile aici între noi, fără jumătăți de măsură.
Acestea fiind zise, vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi. Vă mulțumesc!